Republica Moldova va primi 250 de milioane de euro din partea Comisiei Europene pentru a face față crizei energetice. Anunțul a fost făcut joi de către Ursula von der Leyen în cadrul unei vizite la Chișinău. În conferința de presă comună, Maia Sandu a mulțumit și României pentru ajutorul pe care l-a primit în aprovizionarea țării cu energie electrică. Ne confruntăm cu cea mai gravă criză energetică din ultimele 3 decenii. O criză în care resursele energetice sunt folosite pe post de arme ce sunt îndreptate împotriva democrației. Și acest război energetic se întâmplă nu doar în Republica Moldova. Noile ajutoare de criză anunțate de Ursula von der Leyen la Chișinău se împart în 100 de milioane de euro ca împrumut și 100 de milioane ca grant nerambursabil pentru achiziția de gaze. Uniunea Europeană a acordat doar în ultimul an Republicii Moldova împrumuturi și granturi în valoare de 840 de milioane de euro. Therefore, we have put together an additional energy support package for the Republic of Moldova. First, we are pledging 200 million euros to help Moldova meet its gas supply needs. This will consist of 100 million euros in grants and 100 million euros in loans. The money should be available from January 2023 on. And secondly, we will provide an additional 50 million euros for budgetary support to Moldova.